bunicii cu vocea caldă. Ia cântați un pic. Și cu vocea caldă, lor aici sunt izbiarde, n-am să uit dragostea lor, când or fi, Doamne, să mor, măi. Foarte frumos, doamna Victoria, vă mulțumim. Surpriza din partea nepotului dumneavoastră, care acum este în armată. Copil în suflet poartă, lângă mamă, lângă tată, două chipuri ca scritură, a bunicilor făptură. Un copil în suflet poartă, lângă mamă, lângă tată, două chipuri ca scritură, a bunicilor făptură. Bunicii cu vocea caldă, doar alinde și dezmeardă, n-am să uit dragostea lor, până ochi, Doamne, să mor, măi. Bunicii cu vocea caldă, doar alinde și dezmeardă, n-am să uit dragostea lor, până ochi, Doamne, să mor, măi. Iar noi, iar voi, iar o zi frumoasă. Ei, vreți mimuși? Iar noi astăzi am venit la dumneavoastră să vă spunem Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Așa, parcă mă ziceți o leagă preot, dar de fapt sunt un preier de surprize pe nume Iulian, care astăzi a venit la dumneavoastră pentru a vă felicita cu o frumoasă sărbătoare și pentru a mai felicita încă câteva persoane. Iar una din ele este domnul Ștefan, pe care îl rugăm să se apropie de noi. Ești în multe, multe, multe aplauze. Tare, tare, tare pentru domnul Ștefan. Domnul Ștefan, dacă vă este greu, puteți stați cu scaunul, nu e o problemă. Ei, domnule, vă ajutăm, repede joc. Ia, Ștefan. Este zi de sărbătoare. Paștele, dar a fost o sărbătoare poate un pic mai mică, dar tot importantă. Ziua dumneavoastră de naștere, domnule Ștefan, și anume pe ce dată? Data de 4 aprilie. Data de 4 aprilie. Iar dumneavoastră, un domn curajos, puternic și boios, dar frumos, câți ani am primit? 66. 66 de ani, la mulți ani, la mulți bani, la multă fericire pentru dumneavoastră și la multe aplauze încă o dată. Cum credeți? Cineva din familia dumneavoastră vă iubește, vă apreciază și nu a putut să treacă pur și simplu peste această sărbătoare. Căci stâlpul familiei, pe nume Ștefan, a împlinit minunata vârstă de 6-6. Poate unii vor spune că este o cifră ghinionistă, însă noi spunem că este cu noroc. Anume, acest lucru ar trebui dumneavoastră să-l aveți pe parcursul întregului an, dar și pe parcursul întregii vieți. Mult noroc! Mult succes, sănătate și fericire! Viața dumneavoastră să fie plină de momente incredibile, de amintiri extraordinare și de oameni dragi inimii dumneavoastră. Iată că din partea acelor oameni vine și surpriza de astăzi. Noi încă nu vă spunem din partea cui vine, poate vă dați seama, poate nu, dar până atunci o să trecem la cadourile de astăzi. Și începem lista noastră cu un tort delicios, cam greluț, mă doare mâna, dar îl meritați. 2-3 kg de fericire, de bunătate, care urmează să fie savurat de întreaga familie. La mulți ani și să aveți poftă! Puteți să-l puneți undeva mai într-o parte, să nu vă deranjează. Și cum credeți, tortul a venit singur? Nici într-un caz. Ia uitați ce am eu în mână. Cu sticla, cu sticluța, cu șampania, cu vinul dulce. De data aceasta, boiar, un vin demidulceal. Da, care... Nu beți. Asta... Am înțeles. Însă, o să serviți oaspeții de astăzi. Dumneavoastră o să o desfaceți și o să le turnați ca ei să cinstească pentru anii dumneavoastră, pentru întreaga familie frumoasă, pentru copii, pentru nepoți, pentru toate momentele petrecute împreună.
Da, tot vă felicităm pe dumneavoastră, vă dorim tot ce este mai bun și mai frumos să vă aparțină, Dumnezeu să vă dorească la fiecare furtună un zâmbet, un curcubeu, lacrimi doar de fericire, dar îndrăznim să o poftim alături de dumneavoastră și pe soție, pe doamna Victoria, de asemenea multe aplauze că și le merită din plin. Doamna Victoria, vă salutăm, nu știu pentru a câta oară este... Să vorbim, să interacționăm cu dumneavoastră, dar ne face o deosebită plăcere de fiecare dată. Sunteți frumoasă, v-am spus asta de multe ori, iar acum repetăm și veți arăta și mai bine cu acest buchet încântător de lalele în mână, care este ca oglinda dumneavoastră, pline de dragoste, frumoase, colorate, pe alocuri ca și obraje dumneavoastră, cam emoționați de altfel. La mulți ani, amândurora! Domnule Ștefan, poate vă uitați așa cu ciudă un pic. E, cum, soția are buchet și eu nu? Păi, doamna Victoria a câștigat astăzi un buchet cu lalele colorate roșu, floarea dragostei, pentru că surpriza de astăzi este rezultatul unui sentiment frumos care vine din partea celor poate sunt departe, poate aproape. Vă iubesc și asta este clar. Poftim? Imediat o să vedem de la cine este. Până atunci vă rugăm să țineți acest buchet în brațe. Un buchet. Dumneavoastră sunteți cu mâncarea. Dacă spuneți cu mâncatul, aici aveți parte de cașcaval, de gustări, de mezeluri, de alune, de toate, toate bunătățile care o să vă transforme o seară, poate simplu, în una mai delicioasă. La un film, la un mesager, de ce nu, sau pur și simplu la sfat cu nepoții, cu soția. Și dacă nu serviți, dacă nu serviți bere, șampanie, cred că cu un compot sau, eu știu, o să meargă. Da, cu mare drag. Astăzi este Paștele, doamnelor și domnilor. Dorim să vă spunem următoarele lucruri. Această sărbătoare, anume cea a învierii Mântuitorului, să aducă în casa dumneavoastră prosperitate, bunătate, cât mai multe râsete de copilași. Observăm doi copilași, urmează să trecem și la ei, avem cadouri pentru toți. Să fie mereu veselie, să cânte muzica, să se audă în tot Haragâșul, că aici trăiesc niște oameni pozitivi. Știți cum se spune? Mielul Paște fericit, oul s-a cam înroșit, de rușine s-a scumpit și frumosul iepuroi să vă aducă euroi. Și dacă spuneam noi de euroi, cât mai mulți! Și dacă spuneam noi de euroi, ia uitați, noi aici aveam câte un plic pentru dumneavoastră. Nu vă spunem câți euroi sunt acolo, poate mulți, poate puțini, însă cu siguranță contează gestul. Unul este pentru, dacă citim ce este scris pe plic, vă dați seama din partea cu mine surpriza. Da, un plic pentru domnul Ștefan și un plic pentru doamna Victoria. Aplauze pentru ei! Multe cadouri, toate plăcute, toate presărate cu respect, cu dor. Avem aici și doi corturași pe lângă mulți oaspeți, care ne privesc cu flăcări în ochi și poate cu dulceață, cum spuneți dumneavoastră. Și o să o poftim mai întâi pe o domnișoară, care poartă numele de Vlăduța. Vlăduța, vină încă alături de noi. Și încă de curând a fost și ziua ta de naștere, pe data de 19 aprilie, iar tu, o prințesă de fetiță, ai împlinit 7 anișori, da? 7 anișori are și acest cățeluș, care este cât tine de mare și îți aparține în totalitate. Cuprinde-l strâns, 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 în timp ce noi aplaudăm. Eduard, văd că se uită la acea mașinică și dă de mână. Hai, poate ne-o dai azi. Eduard, iată că trecem și la tine, este Paștele și cum la anul nou vine Moș Crăciun, astăzi de Paște vine iepurașul, iar iepurașul anul acesta la tine vine cu o astfel de jucărie. Poftim!
Mulțumim, mulțumim frumos. Iar dumneavoastră totuși stați pe gânduri, cam din partea cui poate vine această surpriză. Cam v-ați dat seama, dar cred că nu în totalitate. Din această cauză trecem la următorul cadou. Vine cu asta la bunica, vine aici, de te-ai suflătuț. Așa, e ca așa, bunica să vadă nepoții. Domnule Ștefan, știm prea bine că dumneavoastră ați făcut armata. Câți ani în urmă? 43. Vreo 43 de ani. Și unde ați slujit? Unde ați servit? Leningrad, Piter. Așa, Leningrad, Piter. Iar acum, un membru din familia dumneavoastră tot este în armată. Iar numele lui este? Nasim. Nasim, care vă iubește și care dorește să vă felicite de asemenea cu sărbătoarea Sfântă Paștele. Cum credeți? Noi aici avem un portret cu doi membri ai familiei dumneavoastră. Unul este domnul Ștefan, iar altul este, cred că v-ați dat seama, Nasim. Cum dumneavoastră ați făcut armata? V-a urmat sfatul și a făcut și el armata. Va fi eliberat în iunie și cred că o să răsune foarte tare muzica aici în sat. O mare petrecere o să dăm pentru Nasim. Un bărbat adevărat, un nepot de bunici, un nepot educat, un nepot cu literă mare, care vă iubește foarte mult, vă sărută mâinile, chiar și picioarele, vă sărută frunțele. Pe acest portret întâlnim jumătate fotografiile domnului Ștefan din armată și pe cealaltă jumătate fotografiile actuale ale lui Nasim. Iar mai jos, o poezie despre situația în care se află el acum. O datorie bărbătească e armata. Ce spirit luptător în tine învie. Mândria mamei și a lui tata păzește acum a noastră glie. Și jur cu propria asta viață că țara ta să-ți o apere. Și o țară întreagă ai pe față și o țară întreagă ai pe umeri. Doar mă-ți speli cu a ta o sândă și mușchii zdor ne pământește în nopțile când stai de pândă, poporul tău când se odihnește. Sunt de apreciat acești băieți, acești tineri care îndeplinesc serviciul militar. Printre ei se numără și Nasim, printre ei v-ați numărat și dumneavoastră. Aveți tot respectul nostru și încă o dată multe aplauze și dumneavoastră toți aplaudați. Da, ne aflăm într-o situație cam critică, dar noi credem că va fi totul bine. Dumneavoastră să nu plângeți, știm că vă rugați foarte mult pentru Nasim, ca războiul să nu înceapă. O să vă audă Dumnezeu rugăciunile, dar și pe a lui domnul Ștefan. La această surpriză, cum credeți? Cine se mai alătură, dacă nu, fiica dumneavoastră, Mariana. Mariana, vă iubește foarte mult, mama lui Nasim. Îi plac foarte mult surprizele dumneiei. Deja știm acest lucru și v-a transmis un mesaj. Mămică, te felicit cu ocazia Paștelui. În această zi mare îți doresc bunăstare, credință, bunătate. Sunetul clopotelor bisericești să alunge tot răul din jurul tău, să-ți dea bună dispoziție și să-ți întărească mai mult credința. Tată, vreau să te felicit cu ocazia cele mai frumoase sărbători și să-ți doresc sănătate, pace, armonie. Dumnezeu să te apere încă mulți ani, iar Îngerul Păzitor să fie mereu alături de tine. Zâmbește, zâmbiți, speră, crede și iubește. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Acest mesaj de felicitare vi-l înmânăm dumneavoastră. Și pe lângă mesajul de felicitare vă înmână și microfonul pentru a vă uita la camera noastră și a le mulțumi lui Nasim și Marianei. Mă sunteți prea emoționat. Pe o scară de la 1 la 100, cât de tare îl iubiți și îl așteptați pe Nasim? Doamne, Dumnezeu! Tare multă rău! Nu-i de drumul, dar cum e pe drumul?
În prima fază a surprizei, Nasim trebuia să vină cu noi, dar din păcate nu a putut. Însă curând, o să vă întâlniți cu el, o să-l strângeți în brațe, o să-l sărutați, o să-l alentați, ca în copilărie, chiar dacă este de două ori mai înalt decât dumneavoastră, de două ori mai puternic, poate de 10 ori. O să vă ajute și o să vă apere. Din păcate nu este. Impactul emoțional era să fie foarte mare. Data viitoare cu siguranță o să vină. Nu, domnule Ștefan, nu dorim să vă punem în situație, să vă creăm suspans mare, dar adunați-vă un pic și transmiteți un mesaj. Nasim, ca mama. Multă sănătate! Nasimaș, multă sănătate, dragoste, fericire și te întorci la bunii tăi care te-au crescut de la 8 luni. Nu uita de noi. Noi te-am iubit și te iubim întotdeauna. Și te vom iubi mereu. Unde ai fi și unde te-ai duci, noi ori să te iubim. Mulțumim frumos, doamna Victoria. Iar domnul Ștefan, ce are să ne spună? Sănătoși și în pași în țară. Să vin sănătoși toți acasă care sunt jos. Să știți că seamănați, de fapt, Nasim seamănă foarte mult cu dumneavoastră. Mariana la fel. Dar și cu doamna Victoria. Doi oameni care au mers prin viață împreună. Ați făcut față obstacolelor care au fost. Ați crescut și educat copii, nepoți, iar acum tot acest bine și efort vi se întoarce, cred că observați. Încă o dată să aveți parte de un Paște fericit, binecuvântat și cât mai multă fericire. Acesta este cuvântul cheie. Pe lângă fericire și sănătate. Noi vă mulțumim frumos și dacă vorbim despre Nasim, ce amintire, cea mai frumoasă amintire legată de el? Sau poate vreună zbâdie pe care a făcut-o? Așa, una care v-a plăcut și care ați râs cu poftă. Și vine noaptea la 3. Nu ascultare, spuneam pe ce trebuie. Dar dumneavoastră, poate o amintire. Așa să ne povestiți cap-coadă. El a avut odată o amintire cum? Să dușe cu copiii. Ei să zică, mă rog, că acum, o strica zeamă la școală. M-a chemat la școală directorul școlii și a spus, doamna Victoria, uitați-vă cum Brianu a stricat zeamă la școală, și așa l-a stricat, nu știu. M-am dus, l-am cumpărat și am pus înapoi ca să fie totul bine. Și să-i spun, să fii sănătos. Să fii sănătos, să ne întâlnim sănătos, eu asta vreau. Și tare, mă rog, pentru dânsul și pace, liniște în țară, să fii sănătos acasă. Să-l pot măcar o leac să-l îmbrățișez și domnul cum mai vrea. Vlăduța, surpriza de azi vine de la doamna Mariana și de la Nasim, cred că-i cunoști. Și o să mă așez așa lângă tine. Tu ce dorești să le transmiți lor? Mulțumește-le pentru această jucărie. Mulțumesc. Mariana. Nu spune la microfon. Mulțumesc, Mariana. Mulțumesc, Nasim. Ia așa. Să ne întâlnim sănătoși. O să vă întâlniți sănătoși. Și poate să lăsesc și eu la următoarea întâlnire. Nu știu, o să vedem. Noi vă mulțumim frumos, iar acum, ca după tradiție, vom face fotografii. Fericirea rezultă din faptele făcute cu suflet.